capacitate să le crească pensiile. Cristian Zeidler, te rog, te-ai uitat poate un pic pe draftul ăsta, e o schimbare de paradigma modului în care calculăm pensiile, tocmai ca să mai pierdem încă un an, mă gândesc. Cel mai important lucru pe care l-am observat în acest proiect de lege, pe care îl citesc de câteva minute, pentru că acum a fost dat pe surse, evident, este că legea nouă intră în vigoare din septembrie-octombrie 2024. Corect. Adică chiar dacă va fi adoptată peste o lună, ceea ce înseamnă o procedură de foarte mare urgență, evident cu foarte multe scăpări, că așa e când faci o lege atât de importantă pe repede înainte, prin... gândiți-vă că în această lună trebuie să se întâmple adoptarea de guvern, adoptarea de către Senat, adoptarea de către Camera Deputaților, promulgare și intrare în vigoare. Asta înseamnă că va fi timp, de fapt, foarte scurt pentru dezbateri. Într-adevăr, introducerea datei nașterii, mă rog, a lună și an, este, din punctul meu de vedere, absolut nenecesar. Se putea face și fără asta o lege, dar stat așa, să citim cele 100 de pagini, să vedem ce alte șopârle or fi pe acolo, dar ce vreau să le spun pensionarului este că această lege, de o fi bună, de o fi rea, cel mai repede, dar cel mai repede se aplică din peste un an, de acum peste un an.